Bună ziua din nou, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii despre parentaj, despre educație, educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Vorbim astăzi alături de Andreea Puiu, dezvoltator Pedagogia Fericirii, profesor la Școala Pia Brătianu, inițiatoarea mai multor campanii în ceea ce privește fericirea copiilor și mai ales fericirea la școală. Nu uitați de campania noastră, așa cum vă spuneam, Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, campanie pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald. Astăzi vom vorbi și pe marginea unei cărți pe care vi-o recomandăm cu mare drag. Este vorba despre Mindfulness pentru profesori, cum să obții armonie și productivitate în clasă. O campanie frumoasă, cartea scrisă de Patricia Jennings în colecția Mindfulness a editurii Herald. Câteva cuvinte despre carte. La nivel global, sistemul educațional din prezent se confruntă cu mari probleme. În plus, departe de a oferi o educație adecvată celor mici, sfârșește deseori prin a epuiza profesorii și a îndepărta elevii de școală. Constatând aceste neajunsuri, Patricia Jennings, autoarea cărții Mindfulness pentru profesori, își folosește experiența vastă în calitate de educator, instructor pentru profesori și om de știință, arătând că procesul predării poate fi unul foarte plăcut, calm și plin de foloase, atât pentru cei care îl desfășoară, cât și pentru elevii lor. Aș vrea să începem discuția noastră cu identificarea acestor nevoi socioemoționale ale copiilor, pentru că, iată, se apropie școala. Suntem într-un context, aș spune, problematic. Începe școala, dar nu știm în ce variantă se va desfășura anul școlar, în variantă online sau în variantă offline. Normal că din punct de vedere al protejării sănătății, din punct de vedere sanitar, medical și așa mai departe, trebuie să avem grijă de copiii noștri și părinții. Din punctul ăsta de vedere, cred că sunt un pic anxioși în ceea ce privește expunerea copiilor în comunități, cum este școala, dar pe de altă parte sunt și voci care spun că școala online nu este o școală, nu este o variantă de educație tocmai ok, mai ales că vorbim foarte mult, când vorbim de nevoi socio-emoționale la copii, vorbim și de interacțiunea socială. Este foarte importantă interacțiunea socială a copiilor. Copiii să se joace, să lucreze împreună, să lucreze individual în clasă, dar să lucreze și în echipe. Și iată, interacțiunea socială cred că este și ea un soi de nevoie socio-emoțională a copiilor noștri. În primul rând îți mulțumesc, Lucian, că m-ai invitat să vorbim despre un subiect atât de util. Zâmbeam la începutul introducerii pe care tu ai făcut-o, pentru că tot timpul am cartea Mindfulness pentru profesori lângă mine. O am pe aceasta, dar mai am încă una în biblioteca mea de profesor, pentru că, după cum spuneai tu, am inițiat mai multe campanii, printre care cartea de pe catedră și una dintre ele, să știi că este foarte colorată pentru că am reținut foarte multe sfaturi ale autoarei și pot să spun că pentru câteva luni această carte a fost în satul în care din care eu am predat, pentru că la școala online am fost într-un sat foarte frumos și am purtat această carte cu mine. Pot să spun că este parte din kitul de fericire al unui profesor și precum spuneai tu, sunt inițiatoarea unor campanii, dar sunt și susținătoarea multor campanii ale editurii Herald, pentru că eu cred în ceea ce faceți voi și ați susținut foarte multe cărți despre tehnologie și cum tehnologia să fie folosită în viața de familie, în viața școlară, niște cărți pe care eu le voi și prezenta și îți mulțumesc foarte mult că ai adus în lumină aceste cărți. Tu ai povestit într-adevăr despre care este sentimentul pe care îl avem acum la început de an școlar. Eu în școala mea voi începe cu clasa, iar cei care vor avea nevoie să fie prezenți online
voi fi disponibilă și în această variantă. Este foarte important să fim pregătiți pentru lucrurile acestea. Tu ai spus că online-ul poate nu este forma optimă și lucrul acesta se întâmplă și în privința nevoilor pe care tu le-ai subliniat, dar și pentru că este un mușchi neantrenat. Foarte mulți oameni nu au rafinat folosirea acestui instrument și atunci tehnologia este cumva un tărâm necunoscut, unde nu sunt reguli, nu există acele doze pe care noi să le cunoaștem ca fi sănătoase pentru copii. Și, într-un fel, cred că a arătat că ecranul era foarte prezent în viața noastră, numai că nu are neapărat calitate educativă, pentru că noi nu am dus la acel nivel utilizarea device-urilor. Dar lucrurile se pot armoniza pe parcurs și profesorii au făcut eforturi foarte mari, astfel încât în momentul în care ne vom întâlni cu copiii să reușim să fim alături de ei. Mie mi se pare că, într-adevăr, copiii și-au făcut partea lor, au fost răbdători, au participat la aceste întâlniri și lor li s-a părut inedit. Cu siguranță inedit va fi și modul în care noi vom reveni la școală. Dar vreau să subliniez că este foarte, foarte important pentru școli să nu tratăm această revenire ca și cum ar fi revenirea într-un mediu, într-un fel otrăvitor, exact ca mărul din albă ca zăpada. Deci este foarte important să nu începem școala cu mărul otrăvitor pe bancă. Pentru că în momentul în care le transmitem această idee copiilor, ei vor avea tot felul de rețineri, se vor simți stingheri și în felul acesta noi o să punem mai multe obstacole. După ce că această perioadă este un fel de cursă cu foarte multe obstacole și într-un timp foarte scurt în care toată lumea trebuie să se dea peste cap, ca în poveste, să găsească soluții, ar fi împovărător pentru copii atitudinea părintelui sau atitudinea profesorului să fie tot o piedică, tot un obstacol. Referitor la cartea Mindfulness pentru profesori și la sistemul de învățământ, pentru că această campanie, în care există toate titlurile de parentaj din colecția Herald, vorbește și despre educație și despre dezvoltarea socioemoțională a copiilor, dar și despre variante sau alternative la învățământul clasic tradițional. Noi am mai discutat și am mai făcut emisiuni și am mai avut evenimente pe acest subiect. Chiar vorbeam cu cineva legat tot de acest subiect, dacă varianta, de exemplu, în afară de cea online-offline, varianta homeschooling este o variantă ok și la fel am căzut de comun acord că acolo lipsește, oricât de pregătit ar fi elevul respectiv, cu acei profesori, să spunem, în varianta homeschooling, îi lipsește copilului provocările vieții sociale, indiferent de natura lor, că vorbim despre emoții pozitive, emoții negative. Și atunci mă gândesc cât de importantă este interacțiunea cu copiii de la școală și cât de important este copilul să simtă că face parte, că vorbim de sentimentul de apartenență, la un microgrup social. Copiilor, după cum spuneam, li s-a părut interesant să vadă o nouă ipostază atât a profesorului cât și a școlii. Și pe termen scurt, a fost pentru ei un fel de nou joc. Dar a fost de asemenea important pentru ei și pentru sentimentul de conectare, care este foarte important și care nu cred că poate să fie risipit de o mască. Este foarte important să fi ținut cumva legătura ca profesor cu ei. Spre exemplu, noi am făcut un grup și am vorbit și am știut unii de ceilalți. Am făcut temele pe vacanță împreună, ne-am întâlnit pe Zoom și am lucrat împreună, pentru că ei au avut nevoie de prezența profesorului. Din păcate, în multe regiuni, profesorii nu au fost prezenți și atunci comunicarea nu s-a bazat pe conectare, nici pe conectarea aceasta minimă, care poate să fie susținută de mediul virtual. Cumva în această situație ne și întrebăm care este viitorul fericirii la școală în condițiile în care există aceste separări foarte mari și destul de noi, pentru că eu cred că acum această perioadă va fi o artă de a crea trepte.
În sensul că ruperea a fost bruscă, au fost copii care au fost luați de la școală și nu și-au mai văzut prietenii foarte mult timp, au rămas doar în familie, fiecare familie a avut atitudinea ei față de această situație și atunci izolarea a fost resimțită de copii într-un mod diferit. Iar acum este foarte important să revenim într-un mod treptat cu copiii și să luăm toate aceste elemente noi și să îi ajutăm pe copii să se împrietenească cu ele. Cum se împrietenesc copiii cu măștile, spre exemplu? Ei pot să-și aducă niște măști speciale de copii sau putem să creăm niște povești legate de măști, că poate, uite, de exemplu, subiectul mască n-a fost atât de folosit în anumite povești. Putem totodată să îi ajutăm cât se poate de mult, să umple spațiul acesta care va fi gol între ei de 1,5 m, 2, prin tot felul de povești, cum erau înainte, nu știu, de pașii de doi coți, pașii de dinozauri, cumva să îi ajutăm pe copii să joace un joc într-un fel, pentru că le va fi foarte ușor în felul acesta. Sau să facem joculețe prin care să, nu știu, vorbim despre un regat îndepărtat, să fie tot felul de sarcini de lucru, exact cum făceam înainte cu antrenorul de pauze. Eu chiar mă gândeam acum cum va arăta pauza pentru copii, astfel încât ei totuși să simtă această pauză, să nu simtă această grabă pentru că se condensează timpul, o să termină orele mai devreme. Și atunci este important să-l ajutăm pe copil să creeze niște reguli cumva de joc, adică să nu simtă această seriozitate. Să fim mai degrabă serioși cu fericirea la școală, chiar și în aceste condiții de criză, pentru că este extrem de important să ne gândim la fericire în toate condițiile, nu doar atunci când avem resursele, ci cumva să reușim să activăm niște resurse și să facem din această perioadă o perioadă de creativitate, dar în același timp o perioadă în care înțelegem și mai bine cum trebuie să avem grijă de noi și de ceilalți. Chiar mi-aduc aminte de orele pe care le făceam în curtea școlii, care acum devin o soluție pentru orele făcute în această perioadă. Înainte părea un lucru alternativ, cum spuneai și tu, că tot vorbeam de metodele pe care le-am folosit, însă, pentru, de exemplu, pentru clasa mea va fi foarte ușor să facem acele ore. Nu vom mai pierde timpul pe organizare, pentru că noi deja am exersat. Și atunci acest exersat este ca un fel de recoltă pe care acum, toamna, noi putem să o culegem. Dar au fost foarte multe clase care nu au exersat o rutină potrivită pentru acest cadru nou și atunci ei vor porni cumva de la zero. De aceea este foarte important să-i ajutăm pe copii să se raporteze la situațiile noi ca la o situație prin care ei învață un nou lucru, să li se pară un joc, fără a minimiza această perioadă care este foarte importantă. Însă cred că copiii nu este în regulă să se dezvolte între atâtea cuvinte, război, criză, nu știu, tot felul de cuvinte care au venit ca o avalanșă asupra lor și care, din punctul meu de vedere, reprezintă un exces de cuvinte negative, care împovărează copilul și care îi încadrează această realitate ca și cum era merge la luptă. În loc să meargă să își revadă prietenii, să aibă grijă de prietenii lui, să fie cumva în echipă și cu învățătoarea, să poată să ia parte la o noutate cumva, pentru că vom învăța într-adevăr într-un mod nou și profesorii vor fi traducători ai acestei situații. Cumva este un limbaj nou de interacțiune, această situație creează un alt filtru de a interacționa, dar asta nu înseamnă că nu putem să găsim elemente de fericire și în această situație, pentru că, într-adevăr, cred că copiii vor urma foarte mult modelul de acțiune al profesorului și profesorul este important să aibă o claritate în ceea ce are de făcut. Din păcate pot să spun că nu este foarte multă claritate pentru profesori, nu au clar coordonatele pe care urmează să le urmeze și atunci din nou vom merge foarte mult pe stilul profesorului și pe modul în care el va sfinți într-un fel locul. Însă nu este ok să-i cer unui profesor atât de mult să sfințească locul de fiecare dată, să-l pui în niște situații, exact cum vorbim despre elev, că el nu poate să învețe oricum, nici profesorul nu poate să învețe oricum. Și în momentul acesta mi se pare că profesorii sunt puși pe un teren foarte alunecos, fără să știe foarte clar
ce ține de ei, își vor lărgi foarte mult această arie și, cum spuneai tu, în prezentarea cărții, e foarte important să ajungem la predarea aceea calmă, pentru că fiecare copil simte starea, atmosfera din clasă. Ei învață într-o atmosferă care poate fi sufocantă până la urmă, prin atitudine. Sunt lucruri foarte mici care se pot schimba la nivelul orelor, spre exemplu cu geamurile deschise. Sunt foarte puțini profesori care fac acest lucru foarte simplu, dar acum va fi o ancoră de sănătate pentru întreaga clasă și la fel copiii care puneau preț pe aceste elemente de igienizare, de curățenie, le va fi foarte ușor, pentru ei va fi o continuare, exact cum ar trece, eu știu, din cameră în balcon. Însă pentru alți copii vor fi niște salturi foarte mari, exact cum spuneam la început, legat de cursa cu obstacole. Pentru unii copii va fi destul de dificil, împovărați foarte mult și de atitudinea uneori anxioasă, așa cum ai spus, a părintelui, și de aceea, din nou, îmi pun speranța în lumina pe care profesorii o vor aduce în clasă și modul în care îi vor întâmpina pe copii și cum îi vor ajuta alături de părinți să aibă un fel de duș mental, pentru că acum și mentalul este foarte important în această situație, nu doar pregătirea claselor, ci și pregătirea copilului de a reveni alături de colegi și alături de profesori. Și atunci sunt niște eforturi foarte mari din partea școlilor de a lua în calcul și acest nivel mental. De dat înapoi. Noi trebuie să găsim o soluție de a merge înainte și de a găsi o variantă încât copiii să ne simtă alături, pentru că și ei și-au făcut partea. Copiii au reușit în această perioadă să-și facă partea, să înțeleagă, să participe la aceste schimbări, însă acum este foarte important ca și adultul să-i ofere un cadru copilului astfel încât să meargă liniștit la școală, să înțeleagă într-adevăr că există un anumit risc, dar explicat ca o poveste acest risc, pentru că în toate poveștile sunt tot felul de probe. Ei bine, și noi vom avea o probă foarte mare, cel puțin la începutul anului școlar, până lucrurile se vor decanta, până vom vedea clar și modul în care copiii interacționează și cum asimilează această poveste, dar este foarte important să nu grăbim, să nu grăbim lucrurile și să respectăm aceste trepte, că orice om are nevoie de trepte pentru a putea să se instaleze într-o anumită situație și să înțelegem că această situație este un prilej de învățare și un prilej de exersare și un prilej de colaborare mai ales. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Andreea Puiu, dezvoltator Pedagogia Fericirii, profesor la Școala Pia Brătianu, despre ceea ce înseamnă această interconectivitate cu grupul de apartenență, respectiv cu școala, cu clasa, cu copiii, cât de importantă este interacțiunea socială cu copiii. Am venit și cu o recomandare de carte în cadrul acestei frumoase campanii Mindfulness pentru profesori de Patricia Jennings în colecția Mindfulness. Nu uitați de campania noastră de educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri, mai ales în acest context în care se apropie debutul, începutul de an școlar. Mulțumim foarte mult, Andreea Puiu. Noi ne vom da întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, intrați pe site-ul editurii Herald, unde găsiți toate cărțile de parentaj din această campanie și să aveți o zi minunată în continuare. Lectură plăcută! La revedere! La revedere!